Plecați pe urma lui Traian Băsescu la președinția României sau? Nu. Rămân la primăria capitalei, îmi văd de treabă și fac exact ceea ce am promis. Sunt toți o apă și un pământ. Acești lideri și-au folosit propriile partide ca să parvină și să facă averi. S-au folosit de munca membrilor și susținătorilor acestor partide doar ca să se îmbogățească. S-au cocoțat și au capturat conducerea partidelor politice la nesfârșit, folosindu-se de munca altora și furând tot. Așa ne-au înnebunit 20 de ani. În toți acești ani ne-au furat o țară și dreptul de a trăi normal în ea. Vedem chiar și în zilele noastre atitudinea lor. Ieri s-au pupat în bot și astăzi se înjură. Astăzi spun despre ei că sunt deștepți, ieri spuneau că sunt prostănaci. Când să-i credem? A venit vremea să se schimbe ceva în România. Pentru toate acestea și încă 22 de milioane de motive, am decis să candidez la președinția României.